Bună ziua, stimați prieteni! Vă invit la cea de 137 ediții de analize economice, un proiect comun indiz viitor și privesc eu. Toate edițiile precedente, precum și aceasta, o puteți urmărești pe pagina mea, ionita.md, la rubrica analize economice. Astăzi vreau să discutăm despre un subiect care vorbim odată la jumătate de an. Acum, înainte, dacă vorbeam mai târziu, acum mai rapid, deoarece Banca Națională publică cu viteză cu mult mai rapidă datele privind tranzacțiile cu cardurile bancare, iar noi vrem să aducem și o valoare adăugată în plus, în sensul în care că pe lângă datele pe care le avem de pe pagina oficială a Băncii Naționale, unde noi încercăm să le dăm într-o formă mai accesibilă pentru fiecare de noi ca să înțelegem ce vorbim, totodată noi mai operăm cu două tipuri de date, și anume cercetări realizate de ziua viitorul, și voi explica pe parcursul prezentării lor în ce context mai avem nevoie și niște date suplimentare pentru a înțelege ce se întâmplă. Deci astăzi vreau să vorbesc despre cardurile bancale, mai mult din perspectiva cardurile ca mijloc de plată. Deci noi când avem cardurile bancale, cu ei facem câteva lucruri. Primul, mergem la bancomat, fugim la bancomat, scoatem bani și cheltuim. Dacă înainte noi scoteam cam 99%, acum cam mai puțin de 2-3. Deci, practic, noi degrabă ajungem cu 40% din toți banii pe care primim pe carduri bancare, să ne achităm cu el și nu scoatem numerar. Deci, încet, încet, cetățenii noștri migrează de la plata în numerar la plata cu cardul bancar. Deci, asta e primul lucru care îl facem noi. Al doilea lucru care îl facem, evident, cu cardul bancar achităm toate bunurile și serviciile care le procurăm, până ce cel mai multe bunuri și servicii care le procurăm noi cu cardul bancar, prin achitare online, le luăm de piste hotare în țară, noi nu prea cumpărăm. Din cele cam 10 miliarde de lei, cam 75% sunt procurările de piste hotare. Un alt lucru care îl facem noi, facem achitări în țară la impozite, facturi, la toate lucrurile acestea, deci toate serviciile acumulate le dau separat, deci nu le iau ca comerț, de fapt nu atât bunuri cât ne achităm toate obligațiile noastre comunale și față de stat. Aici avem o creștere destul de impresionantă în interiorul țării. Ce mai facem noi cu cardul bancar? Atunci când facem o comandă online, în special din Republica Moldova, la livrare acasă facem tot achitarea cu cardul. De unde știm lucrul acesta? Asta deja numai prin sondaj. Însuși prin datele Băncii Naționale, noi doar vedem achitarea cu cardul, dar nu știm că a avut loc prin post terminal, nu la magazin, dar la casa clientului. Aceasta prin sondaj noi am reușit să aflăm. Și, în sfârșit, deja și numerarul. Deci astăzi când voi vorbi despre comerț online, noi avem niște date oficiale ale Băncii Naționale, dar fără un sondaj pe care îl realizează Ediți Viitorul, este greu să-ți dai seama care este mărimea comerțului online. Deci astăzi când vă voi spune despre mărimea comerțului online, să știți că avem datele oficiale de BNM privind tranzacțiile cu cardul, plus sondajul Ediți Viitorul care ne permite să facem acest lucru. Noi de mult n-am mai făcut sondaje economice, doar vreau să vă anunț că în viitor apropiat am comandat încă un sondaj economic cu 3 tipuri de întrebări care vor fi utile și veți vedea că într-un viitor apropiat vom prezenta și sper că va fi foarte interesant. Dar acum haideți să mergem și să vedem ce avem. Deci, piața cardurilor bancare în ultimii 3 ani de zile a cunoscut o cea mai puternică creștere. În 2023, volumul total sau mărimea, dimensiunea pieței a ajuns la aproape 170 de miliarde de lei, în creștere cu 25 de miliarde de lei față de anul precedent. Dacă observați, e o creștere spectaculoasă, însă mai mică decât în 2022, dar 3 ani de zile noi avem o dublare a pieței. Dacă în 2020 erau 84 de miliarde de lei, acum avem 170, de două ori mai mult. Însă, ea a crescut așa neuniform. Cardurile moldovenești cu rulaj Moldova, deci noi avem carduri și achitările în Moldova, a crescut cu 20%, anul trecut a crescut cu 25%, cardurile moldovenești cu achitarea pisticotare, deci noi primim bani și achităm cu ei pisticotare, anul acesta a crescut 20%, anul trecut cu 40%, de fapt avem o încetinire a creșterii, și în sfârșit străinii care vin în Moldova și s-achită, anul trecut a fost o creștere foarte puternică, deci a fost că a fost COVID-ul, n-a fost creștere, apoi o creștere puternică, în acest an practic deja stagnăm, eu aici am o explicație de la care voi reveni într-un viitor, acum în câteva minute, atunci când vom ajunge la achitările cu cardul. Dacă ne uităm după structura pieței, vedem, cel mai mare sunt cardurile moldovenești cu achitarea Moldova, 80% sau 135,6 miliarde lei. Doi sunt cardurile moldovenești
cardurile străine cu achitare Moldova 19,2 miliarde lei sau 11% și în sfârșit cardurile moldovenești cu achitarea peste hotare. Dar toate aceste date dumneavoastră le aveți pe datele Banca Națională, eu doar am încerc să le dau într-o formă mai simplă. Mai prezint încă o cifră care ne va arăta lucrul acesta. Aici deja apar primele nuanțe. Deci prima ce mă interesează pe mine, care este volumul de bani pe care sau cât moldovenii au achitat cu cardul. Deci dacă în 2010 cetățenii Republicii Moldova au făcut achitări cu cardul de 1,1 miliard de lei, deci timp de o an de zile moldovenii au achitat 1 miliard de lei cu cardul, în acest an, în 2023, în 2023, noi am ajuns la aproape 64 de miliarde de lei. Oameni buni, o creștere de 60 de ori în câțiva ani de zile. Doar față de 2020, achitările cu cardul au fost de 22,4 miliarde de lei, acum 64 de miliarde de lei. Este o creștere pur și simplu spectaculoasă. Și aici merg nuanțele. Deci prima este achitarea cu cardul în Republica Moldova, 47 de miliarde de lei. Doi este achitarea în străinătate, peste hotare, deci 13,6 miliarde de lei. Și unica diferență care este la noi și nu veți găsi la Banca Națională este 3 miliarde de lei, care sunt tot achitări ale Republicii Moldova, dar la datele Băncii Naționale vedeți ca achitările străinilor în Republica Moldova. Deci din cele 19 miliarde de lei achitări cu cardul ale străinilor în Republica Moldova, de fapt, circa 3 miliarde de lei, conform estimărilor noastre, iar acum, după cum am spus, facem un nou sondaj, când vor fi datele, am să vă dăm date mai noi, sunt, de fapt, carduri străine care au fost emise peste hotare și noi le vedem ca străini care achită Moldova. De fapt, sunt niște carduri străine care au fost date cetățenilor Republicii Moldova și rudilor de peste hotare le pun bani pe aceste carduri, el merge la magazin, achită cu dânsul și noi credem că este un străin, dar de fapt este un moldovan, care în felul acesta primește remitență de peste hotare. Dacă observați, 3 miliarde de lei, asta înseamnă circa 150 de milioane de euro sau aproape 200 de milioane de dolari, 180 de milioane de dolari. Ăștia sunt bani care, în afara de remitențele care le vedem noi oficial, sunt bani care tot au intrat în țară și care noi vedem ca străini, dar de fapt sunt moldoveni. În total avem aproape 64 de miliarde de lei. Diferența de 3 miliarde de lei este suma pe care Banca Națională o vede ca străinii care achită Moldova, iar noi știm că de fapt sunt moldoveni care achită Moldova cu aceste carduri. Despre de unde știm lucrul acesta, am realizat un sondaj în trecut și acum mai realizăm unul care va fi prezentat în luna martie și acolo vom avea date noi. Deci noi am introdus o tradiție de aproape 20 de ani în cultura noastră. Facem sondaje economice unde analizăm mai multe subiecte care e de interes public. Acum ne interesează care este piața comerțului online. Când atunci când achităm cu cardul, cea mai mare parte de achitare cu cardul noi o facem cea mai mare achitare cu cardul o facem la magazine. Și acum vreau să ne uităm care este piața comerțului online în Republica Moldova cu procurările din țară și procurările peste hotare. Estimăm că întreaga piața comerțului online în Republica Moldova, deci a Moldovenii, este de 45 de miliarde lei. Cum se împarte ea? Deci prima sunt ceea ce cumpără moldovenii aici în Republica Moldova. În total 15,9 miliarde de lei. Doi sunt ceea ce procură moldovenii peste hotare, 7,8 miliarde de lei. Trei sunt ceea ce procură străinii în Republica Moldova, 3 miliarde de lei. Și patru sunt procurările moldovenilor în Republica Moldova, însă achitarea se face nu online, dar se face fie cu cardul atunci când vine curierul acasă, fie numerar. Cea mai mare parte este numerar. Și atunci ceea ce nu este observat din comerțul online, noi estimăm că undeva 18 miliarde de lei este comerțul online, care el este neobservat, din simplu motiv că omul se achită acasă, fie cu cardul, fie numerar, de regulă, vreo 5-6 miliarde cu cardul, vreo 12 miliarde în numerar, noi lucrurile acestea nu le observăm din simplu motiv că ele nu sunt reflectate în datele Băncii Naționale, dar dacă faci un sondaj, omul îți spune sincer cum el se achită și noi în felul acesta putem face estimarea. Și aici am dat deja detaliat cum are loc achitarea cu cardul, cum are loc achitarea în momentul când cetățeanul participă la comerț online.
Deci prima, 26,7 este achitarea online. Aici sunt procurările din țară și de peste hotare, acolo am să vă dau detalii, inclusiv achitarea facturilor și altor obligații financiare. 6 miliarde de lei sunt achitarea cu cardul, dar la livrare. Ele sunt văzute ca achitarea la post terminal și noi credem că este o achitare la magazin, dar de fapt este la livrare la client acasă. Și circa 12 miliarde lei sunt estimările noastre, dar în baza sondajului sunt achitarea în numerar. Deci din tot comerțul online, circa 12 miliarde lei omul se achită în numerar. Ar fi bine ca treptat noi să încurajăm cetățenii noștri să facă achitarea cu cardul sau să facă achitarea online, lucru care ne va permite să ușurăm tranzacțiile, dar trebuie să venim și noi în întâmpinarea cetățenilor. Plățile online. Deci cetățenii Republicii Moldova, când vorbim de plățile online, ei de fapt au trei tipuri de plăți. Prima sunt procurarea de bunuri din țară. Al doilea, banking sau achitarea facturilor și impozitelor în țară și trei sunt procurarea de bunuri în prezent și a serviciilor de peste hotare. Dacă observați atent, până în, nu de mult, la noi procurările de peste hotare dominau și acum la bunuri, dacă ne uităm, noi procurăm în 2023, am procurat 7,38 miliarde de lei bunuri de peste hotare și doar 3,33 miliarde de lei bunuri din țară. Iarăși ce vreau să atenționez, că noi vorbim de bunurile procurate cu achitarea online. În afară de aceste 3,33 miliarde de lei procurate online sau comerț online curat în țară, vă mai reamintesc că mai sunt încă 6 miliarde achitate cu cardul la curier și încă 12 miliarde achitate în numerar. Deci cetățenii noștri, în principiu, când procură bunuri în țară, el, marea majoritate a cazurilor, le achită sau în numerar, sau la când vine curierul acasă. Online, doar 3 miliarde de lei. Peste hotare 7,38. De aceea noi am putea face o concluzie greșită că noi cumpărăm de peste hotare mai mult decât în țară, ceea ce nu este prea adevărat. Da, noi de peste hotare cu achitare online cumpărăm de peste două ori mai mult decât în țară, dar în țară noi foarte mult procurăm nu cu achitare online. Ceea ce a crescut la noi foarte mult în ultimii ani de zile este anume internet banking-ul și achitarea tuturor obligațiilor fiscale sau facturilor prin internet este foarte comod. Vedeți, am ajuns la 12,7 miliarde de lei. Din comerț online, de ce dau toate lucrurile acestea? Pentru cei care sunt interesați de comerț online, sper foarte mult că aceste grafice vor fi utile. Din comerț online, care este pur online, achitările care le facem online, deci omul a intrat în aplicații, a făcut achitarea și așteaptă livrarea mărfii acasă. Noi în acesta, în 2023, am ajuns la 9,36 miliarde de lei. Este o creștere destul de frumoasă, ținând cont că doar câțiva ani urmă erau 1,5 miliarde de lei. Însă, după cum observați, cea mai mare parte sau 75% este procurarea de bunuri de peste hotare și doar 25% din țară. De fapt, concluzia în felul următor. Cetățenii noștri au îndrăgit comerțul online, însă ei până ce preferă să procure 75% din bunuri de peste hotare și doar 25% din țară, iar ceea ce procură el în țară, în proporție de 80%, chiar cam așa, aproximativ 80%, el preferă să se achite sau când vine curierul cu cardul, sau să se achite în numerar. Deci cam asta ar fi ceea ce vorbim noi astăzi de comerț online. Și dacă avem factori decedenți în țară care vor urmări această analiză economică, este un moment de reflexie să ne gândim cum am putem noi să-i convingem să migrăm spre un comerț mai organizat, dacă îmi permite să folosesc această noțiune. Și ultimele două elemente care vreau să vă spun, numărul de tranzacții care au loc în Republica Moldova. Deci noi în 2023, la tranzacția online, am ajuns la 40 de milioane de tranzacții. Dacă ținem cont că în țară au rămas 2 milioane de cetățeni peste 18 ani, atunci putem spune că fiecare cetățean în acest an, în mediu, a realizat 20 de tranzacții online. Sunt foarte mulți care nu au realizat tranzacții. Dacă luăm familia medie, că este două persoane, atunci noi avem în fiecare familie, în acest an s-au făcut câte 40 de tranzacții în mediu, lucru care mai mult sau mai puțin este benefic. Putem să spunem că încet, încet noi îndrăgim comerțul online. Evident, povara este pe mai multe, pe tineri și cei care deja practică aceasta mai mult.
Valoarea unei tranzacții. În cazul comerțului cu bunuri, valoarea unei tranzacții a rămas neschimbată în ultimii ani. Din 2017 a fost 540 de lei și acum este 508 lei. Ce înseamnă lucrul acesta? Asta înseamnă că nu e nimic rău, ba din contră, eu văd asta ca ceva pozitiv. Asta înseamnă că dacă în trecut oamenii făceau tranzacții, în special pentru a cumpăra bunuri mai scumpi, acum, de fapt, comerțul online devine ceva uzual și omul își comandă diferite bunuri, cum a spus la noi cineva, omul își comandă pizza online. În felul acesta, noi avem tranzacții micuți online și observați că valoarea medie a unei tranzacții, timp de 8 ani de zile, necăbălnicea că a crescut prețul, ce s-a întâmplat, a rămas stabilă. Ceea ce a crescut este valoarea medie a unei tranzacții prin internet banking la 248 de lei, a crescut la 557. Aici nu voi comenta foarte mult, doar voi spune, cred că cel mai mult oameni deja încep să-și achite toate facturile lor online, înainte era numai anumite plăți, ce acum face, deci doar am vrut să vă arăt că în principiu, dacă scoatem internet banking care mai puțin interesează, practic cetățenii Republicii Moldova, o tranzacție medie online este de 500 de lei, ceea ce este o tranzacție care deja, dacă vrei să comanzi ceva cu curierul, înseamnă că nu mai plătești curieratul, dar concluzia este următoarea. Noi am învățat să folosim cardurile bancare, achităm cu cardurile bancare, deja am ajuns pe 60 de miliarde de lei, cele mai multe achitări le facem în țară, facem parțial și peste hotare. Cardul bancar îl folosim în special la magazine, mai puțin prin comerț online. Dacă își facem în comerț online anumite achitări cu cardul, atunci de regulă facem pentru bunurile pe care le comandăm de peste hotare. În interiorul țării, cred că și infrastructura este încă destul de slabă și de aceea nu prea facem acest lucru. Ne achităm deja facturile tot cu cardul. Și în comerțul din interiorul țării, cea mai mare parte a bunurilor, noi preferăm să le achităm la curier, în majoritatea cazurilor numerar și într-o situație și mai puțin cu cardul. Concluzia. Cei care vor dezvolta comerțul în Republica Moldova, moldovenii noștri au învățat comerț online, moldovenii deja procură de 45 de miliarde de lei, unica ce, din toată această sumă, partea cu achitare online este una foarte micuță și asta este un fereastră de oportunitate pentru toți care vor să dezvolte o afacere, iar noi cred că trebuie să învățăm comunitatea și trebuie să vedem că acest instrument financiar într-adevăr este unul care ne ușurează viața și sper că informația care v-am prezentat azi va fi utilă, în special pentru cei care sunt din acest domeniu. Încă o dată repet, marea majoritate a datelor sunt de pe pagina Băncii Naționale, dar o parte din ele sunt rezultatul sondajelor realizate de Ideea Viitorul, sondaj care îl vom repeta în luna martie, după ce va fi realizat sondaj, vom veni cu date mai noi, mai exacte, legate de cum preferă moldovenii să-și facă achitările și cum și câți bani primesc moldovenii pe hotare, pe cardurile bancare, care sunt tratate la noi ca carduri străine. Vă mulțumesc și până data viitoare!